Drulțea Chioveși începe astăzi munca. După ce a fost destituită din fruntea DNA, Chioveși va ocupa funcția de șef al compartimentului îndrumare și control din cadrul parchetului general. Augustin Lazăr i-a dăruit acest post, unde va fi colegă bună cu prietena sa Irena Rădescu, dar și cu procurorul pe care l-a dat afară de la DNA, Doru Țuluș. Colega noastră, Roxana Ciucă, este la parchetul general și vine cu mai multe informații. Roxana, bună dimineața! A fost matinală la ora Căldruța Chioveși sau încă o așteptați să ajungă acolo? Bună dimineața, bun găsit tuturor! Chiar în aceste momente, Laura Codruța Chioveși vine la serviciu. Este așadar prima zi de muncă a fostei șefe de la Direcția Națională Anticorupție. Vedem dacă Laura Codruța Chioveși face și ceva declarații. Prima zi de muncă. Ați fost în vacanță cu cel de la SPP? Da, da. Da, ați văzut-o așadar pe Laura Codruța Chioveși. A venit la serviciu, nu a dorit să ne facă niciun fel de declarații nouă jurnaliștilor prezenți aici. Îl așteptăm însă, din moment în moment, și pe Augustin Lazăr, pe procurorul general al României și domnia sa trebuie să vină. Vedeți, sunt foarte mulți colegi jurnaliști din presă. Haideți să recapitulăm puțin. Laura Codruța Chioveși a venit astăzi așadar la serviciu. Trebuia să înceapă munca pe data de 15 august, dar pentru că atunci a fost mini-vacanța de Sfânta Maria, iată, și-au fost cele 3 zile libere, astăzi este prima sa zi de muncă. Va merge Laura Codruța Chioveși la etajul 1, acolo unde Augustin Lazăr i-a pregătit deja biroul. Va fi șefă, dacă vreți, peste Elena Rădescu, fosta inspectoare, cea care a făcut acel control anul trecut la Direcția Națională Anticorupție. Cele două sunt prietene. Se va întâlni, de altfel, Laura Codruța Chioveși și cu Doru Țuluș, procurorul pe care ea l-a revocat din funcție. Bun, aș mai putea să vă spun de altfel și faptul că aici, la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sunt mai multe plângeri în ceea ce o privește pe Chioveși. Vorbim aici de plângerea pe care a făcut-o Daniel Dragomir, fost ofițer la Serviciul Român de Informații, plângerea pe care a făcut-o de altfel Rude Lobreja, plângerea pe care a făcut Rosorin Roșca Stănescu și foarte multe alte lucruri. Vedem până la urmă cum vor evolua aceste spețe, pentru că ea, mai devreme sau mai târziu, oricum va trebui să fie citată și să aducă explicații. Ați văzut, nu a dorit să facă niciun fel de declarații, nici nu ne așteptam să vorbească. Vedem însă dacă Augustin Lazăr va alege să se oprească și să facă ceva declarații. Rămânem în continuare aici la parchetul general și de îndată ce vom avea alte informații, noi vom reveni în direct. Ați văzut, nu a dorit să răspundă la niciun fel de întrebare. Dacă a fost sau nu a fost cu acel ofițer de la SPP în vacanță și, evident, orice alte lucruri.